Yeah, exactly. They don't want to mind it for life. That's what you have to do. What? Thank you.
Cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni atât neajunsă. La ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină, ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul. Te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile. Așa, Doamne, și de acum înainte învrednicește-ne pe toți a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat sfinților tăi, ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu și către aproapele și către țara noastră scumpă. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în toate cele bune care fac pe toți oamenii după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și locurile căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei, a credinței strămoșești și pentru întrecirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră.
Auzi-ne, Doamne, astăzi, precum ai auzit cu milă și cu îndurări rugăciunile părinților noștri, când chemau ei în ajutorul lor și îndurările tale era asupra lor, asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Și reprezentanții partidelor politice.
UNPR, PSD, PNL. Avem rugămintea ca pe platou să rămână doar reprezentanții instituțiilor publice. Ai consilieri și ai partidelor politice. Coroană depusă de conferențiar doctor universitar general în rezervă Vasile Apostol. Domnul Ionuț Ferie, City Manager al municipiului Orești, Nicolae Ignatiu, viceprimar al municipiului Orești, domnul Laurențiu Legiu, fostul primar al municipiului Orești. Urmează coroana veteranilor de război, coroana din partea Cultul Eroilor, Asociația Cultul Eroilor, urmează instituțiile publice, poliție, jandarmi, pompieri. Societățile comerciale sunt mai la urmă, reamintim. Instituții publice, poliție, jandarmi, pompieri, sunt rugați să depună coroanele. Și reprezentanții partidelor politice, vă rugăm. Poliție, pompieri, vor depune coroanele, reprezentanții de la spital, direcția de asistență socială, biblioteca municipală, cinematograf. Sunt rugați să mai aștept.
Cocheț au depus soroanele, vă rugăm să reveniți pe platoul din fața primăriei. Vă mulțumim! Vă rugăm după depunerea de coroane să reveniți pe platou. Depunerea de coroane cu reprezentanții societăților comerciale din Onești. Vă rugăm! Iar depunerea de coroane nu se va încheia această festivitate odată cu momentul în care ați lăsat coroana. Vă rugăm să reveniți în platou, pe platou din fața primăriei pentru a lua parte la această festivitate dedicată zilei de 1 decembrie. Reprezentanții ONG-urilor din Onești sunt de asemenea rugate să depună coroane. Rotary Club, iată și Casa de Cultură din Onești. Dacă nu mai sunt reprezentanți ai societăților comerciale, reprezentanții instituțiilor de învățământ din Onești sunt de asemenea invitați să depună coroanele de flori. După care, dragi elevi, dragi invitați, vă rugăm să nu părăsiți incinta primăriei. Școala Emil Racoviță, Colegiul Cantemir, Liceul Tehnologic, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Onești, toate instituțiile de învățământ din Onești sunt prezente la această depunere a coroanelor. Vă reamintim, stimați invitați, după momentul depunerii să reveniți aici în fața primăriei pentru a continua festivitatea.
de Pistoloni și reprezentă colegii Grigore Moițil Hrnești. Domnule primar, preacuvioși și preacuteniși părinți, distinși invitați, dragi oneșteni, ne aflăm aici în fața monumentului eroilor Regina Maria pentru a sărbători nașterea unei națiuni, România. Este o zi sfântă, o zi care, prin voia lui Dumnezeu, vine imediat după sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul spiritual al românilor. Ziua Națională a României celebrează Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Sărbătoarea comemorează adunarea de la Alba Iulia și unirea provinciilor Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sădmar cu Regatul României. Este o zi care a încununat în mod fericit lupta poporului român pentru independență. Pe această cale adresăm mulțumirile și recunoștința noastră eternă ofițerilor și subofițerilor armatei române, tuturor soldaților și cadrelor active, celor aflați în rezervă, precum și veteranilor de război, continuatori ai celor care au luptat pentru ca noi să existăm ca stat național. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! V-aș ruga în cele ce urmează să păstrăm un moment de reculegere în memoria victimelor din clubul colectiv, precum și a tuturor celor care s-au jertfit pentru patrie. Vă mulțumim! Îl invit pentru un cuvânt de deschidere alături de mine pe primarul municipiului Onești, economist Alexandru Cristea. Mai pe sus de tigna noastră stă datoria de a apăra ființa și neatârnarea țării noastre. Sunt cuvinte rostite de către voievodul Ștefan cel Mare în urmă cu 500 de ani, la care trebuie să ținem cont și astăzi, în zilele pe care le trăim. Semnificația zilei de 1 decembrie este dincolo de ritualul depunerii de coroane și de întâlnire cu frații noștri români. 1 decembrie este ziua în care avem datoria să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-am născut într-o Românie frumoasă, bogată în resurse și în istorie.
Mai mult decât atât, holana depusă astăzi de către fiecare dintre noi este seacă, dacă nu este însoțită de o rugăciune pentru cei care, cu sacrificiul lor, ne-au asigurat libertatea în ziua de astăzi, graiul și credința în Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi trăim vremuri confortabile, de tihnă, așa cum spunea voievodul Ștefan cel Mare. Poate că ne gândim în aceste momente că imediat după întâlnirea de aici să ne retragem de la vântul de afară la căldura căminului nostru. Să ne gândim totuși și la cei care au apărat căldura căminului nostru de acasă cu actele lor de curaj, cu sângele lor, cu disperarea pierderii camarazilor, cu grijile pentru familiile lăsate în urma lor acasă. Vă invit să rămânem uniți în fața provocărilor care tot mai mult apasă pe umerii noștri, să lăsăm loc în viețile noastre gesturilor care dovedesc frumusețea neamului românesc, să ne urăm unii altora la mulți ani, conștientizând binecuvântarea de a fi români. Tot ca o formă de unitate, astăzi vom sărbători 1 decembrie în liniște, în semn de solidaritate pentru victimele din Onești și din întreaga țară, rezultate numai catastrofei de la Clubul Colectiv, urmând ca în același ton să aprindă luminile de Crăciun în ajun de Moș Nicolae sâmbătă. Vă doresc să vă bucurați că sunteți români, să aveți parte de aici încolo de mulți ani pe care să-i petreceți în credință, în unitate, în România, iar atunci când vom auzi preoții rostind mort pentru patrie, să ne gândim că astăzi noi suntem patria, iar cineva și-a dat viața pentru noi, pentru libertatea noastră. La mulți ani, România, la mulți ani, Oneșteni! Îl invit la pupitru pe conferențiar doctor universitar, general în rezervă, Vasile Apostol. Onorată asistență, vă mărturisesc faptul că am știut că voi fi invitat să țin un mic discurs la această festivitate impresionantă, plăjuită de Ziua României, doar cu câteva minute în urmă. Nu spun asta ca un reproș, ci spun pentru faptul că mă simt onorat, mai ales aici la Onești, unde mi-am petrecut primii ani de viață. Pentru a nu deveni patetic și mai ales pentru a nu mă lungi prea mult, aș vrea să subliniez faptul că orice stat civilizat are o zi națională. De regulă, aceste zile naționale amintesc generațiilor care se succed despre unul dintre cele mai importante evenimente din istoria fiecărui popor. Noi românii, după cum bine se știe, avem ca zi națională 1 decembrie pentru ca această zi să amintească generațiilor care vor veni după noi și celorlalte care se vor mai succede pe verticala timpului și a dăinuirii, că atunci, la 1 decembrie, România a cunoscut pentru prima dată granițele ei naturale firești. Fiecare român știa atunci, după 1 decembrie 1918, că în patra vechii dacii, românii trăiesc reuniți. Mă voi referi doar, în legătură cu această zi memorabilă, la trei elemente esențiale. Primul este faptul că dacă nu ar fi fost conștiința unității naționale, transmisă din generație în generație ca o placă răbie, încă de pe vremea dacilor, că noi, cei trăitori în spațiul Carpato-Dandiano-Pontic, suntem de un singur neam, nu s-ar fi înfăptuit acest act măret. Vreau doar, și nu vreau să vă țin prea mult, să punctez doar câteva elemente. Știm cu toții încercarea reușită inițial a lui Mihai Viteazu, pe care unii l-au considerat, unii răuvoitori, nu români, l-au considerat un aventurier. În conștiința lui Mihai Viteazu,
și împotriva a ceea ce am învățat noi în manualele de istorie, că nu era un om prea cult, să știți că știa foarte multă istorie, era un bun patriot și de aceea a unit provinciile românești din vechiul nostru spațiu strămoșesc. Nu a reușit atunci. La 1848, ardelenii la Blaj strigau în cor: vrem să ne unim cu țara. Și aici vreau să fac o paranteză, pentru că sunt siderat de modul cum văd că vorbesc unii de la posturile de televiziune, spunând cuvântul această țară. Poate ei au și alta, dar noi cei care avem una singură, așa cum unică este mama naturală pentru fiecare ființă vie, așa este și țara. Cei pe care îi auzim frecvent spunând această țară, fie că nu știu ce vorbesc, fie că gândesc altfel decât noi. Un intelectual ardelean la 1848 spunea: moldovenii sunt munteni, muntenii sunt moldoveni și unii și alții sunt transilvaneni. Această conștiință, exemple sunt nenumărate, nu vreau să vă țin mai mult. Și asta a dus, așa cum spuneam, la voința populară a transilvanenilor, a românilor din Transilvania și din celelalte provincii pe care le-a enumerat un antevorbitor. Al doilea aspect, împrejurările în care s-a produs acest act fundamental pentru poporul român și pentru destinele nației noastre. Împrejurările au fost vitrege inițial. Știm cu toții ce a suportat România în primul război mondial. Știm că nu mai aveam țară, eram ciuntiți, știm că granița era stabilită pe frontul de luptă, chiar în apropierea noastră, aici. Știm că o parte însemnată din teritoriul național era sub ocupație străină. Dar știm totodată că Dumnezeu și destinul ne-a ajutat. Și știm că românii nu și-au pierdut speranța, deși au fost unii dintre noi și trebuie să știe generațiile tinere, pentru că la orele de istorie nu mai învață așa ceva. Nici generația mea nu învăța, pentru că au fost interese obscure care ne privau de acest drept de a ști istoria adevărată. Existau și la București, în protipendada Bucureștiului, oameni care, germanofili, care voiau ca Mackensen cu ai lui să câștige bătălia de la Mărășești, de la Uituz, de la Mărești, nu de la Mărești, de la Uituz, de la Coșna, de la Cireșoaia. Când venea Mackensen să conducă ostilitățile ofensive de la Mărășești, eram condus la gară de protipendadă, așa zisă, protipendadă bucureșteană, cu preponderență feminină, care îi urea lui Mackensen să câștige bătălia împotriva noastră, cei care, înaintașilor noștri care se apărau aici. Atunci le-a promis el că în 2 săptămâni speră să-i invite la o cafea la Iași. Iată cum stau lucrurile. Eu sunt supărat pentru faptul că nu vrem și nu vrem astăzi, acesta este adevărul, să mai învățăm istoria așa cum este, pentru că dacă nu ne știm istoria, nu ne știm rădăcinile și ne clătinăm în bătaia vântului. Tot referindu-vă la împrejurări, românii au fost și cei care au fost adevărați patrioți au știut cum să procedeze. După rușinoasa, așa cum am învățat eu în școală, eu nu i-aș spune rușinoasă, ce robitoarea pace de la București. Știm ce condiții au fost impuse. Că după pacea de la București au fost demobilizați ostașii care au luptat aici pe front și trimiși la casele lor. Au plecat și am zis trimiși bine, că nu-și doreau să plece în Oltenia, la Târgu Jiu și din alte părți și în Dobrogea și din alte părți. Voiau să lupte în continuare, dar au fost trimiși și umiliți. Să le spunem tinerilor despre prizonierii care veneau de pe teritoriul austro-ungar, de pe teritoriul Germaniei și de pe teritoriul Bulgariei, ce suplicii au suportat, cât de umiliți au fost, dezbrăcați în bătaia de joc a tuturor. Ce se întâmpla pe teritoriul Bulgariei când floarea tineretului nostru intelectual, profesori, magistrați, preoți și toate categoriile de intelectuali care erau ofițeri de rezervă și au fost concentrați și au fost pe acolo umiliți
de nici populația bulgară chemată să asiste la aceste suplicii nu rezista să stea. Și iată, de acest fond, pentru că, așa cum spuneam, Dumnezeu ne-a ajutat și destinul ne-a surâs și armatele aliate au reușit să se apropie de Dunăre. Dacă nu a fost pacea de la București, nu a fost promulgată de rege și armata română n-a fost desființată în totalitate datorită înțelepciunii politicienilor de atunci, iată că am reușit să facem România nu mare, cum îi spun unii, România mare. Este România întreagă, în granițele ei firești, naturale, nu mare. România este una, cea care trebuie să fie. Așa cum și Bucovina, vorbesc unii Bucovina de nord. Bucovina este una singură. Cu o parte din ea, datorită împrejurărilor istorice, este sub altă administrație, temporar probabil, pentru că viitorul s-ar putea să facă dreptate. Și în această superbă zi pentru poporul român, acum la ora 12, se vor împlini 97 de ani de când la Alba Iulia s-a anunțat în piață, unde așteptau cu sufletul la gură 100.000 de români, s-a anunțat că cei 1.228 de deputați au votat în unanimitate unirea Transilvaniei cu patria mamă. Vreau să subliniez, ca să fie foarte clar, că unirea nu s-a și înfăptuit la 1 decembrie 1918, ci atunci s-a hotărât. Unirea s-a înfăptuit la de anul 1919. Și dacă văd copiii noștri că unele monumente, eroii din 1916, se știe că din 18, când a încetat războiul, când s-a încheiat armisticiul, pe data de 12 noiembrie, noi am avut de luptat în continuare pentru că sovietele, personalul sovietelor lui Belacun nu voiau să se supună voinței internaționale. Ne prigoneau în continuare pe locuitorii transilvaneni. A trebuit de armata română să lupte, să ajungă până la Budapesta. În data de 5 sau 6 august 1918 a ajuns a ajuns armata noastră la Budapesta. Au gestionat problemele din Ungaria, pentru că Belacun a fugit prin Austria la tăticul său, că fusese secretarul lui Lenin și format de Lenin. Născut în România, e adevărat, dar format de Lenin. Atunci am și un episod mai hazliu, dacă vreți. Când fugeau în dezordine trupele lui Belacun, un general care venea cu trăsura să-i oprească prin anumit aliniament, văzând un colonel Rotofei care fugea cu șapca în mână, a strigat la el: colonele, nu ți-e rușine să fugi din fața românilor? Și iată ce răspuns a dat colonelul: mi-e rușine, domnule general, dar mai tare mi-e frică. Și așa a fost cu întreaga armată. Pe 12 noiembrie, când n-a mai fost nevoie de noi, generalul Mărdărescu a transmis directiva de întoarcere a trupelor române înapoi. Ne-au acuzat ulterior că l-am instalat pe porți noi, românii. Nu este adevărat, s-au făcut alegeri și până la Horthy a condus destinele altcineva. Vreau să vă spun că în timpul cât populația Transilvaniei mergea spre Alba Iulia, entuziasmată prin tot Ardealul, chiar atunci, în această dată, trupele lui Mackensen, trufașul feldmareșal Mackensen, traversaseră Carpații și se retrăgeau, distrugând totul în fața lor și omorând oameni nevinovați datorită furiei lor. Referindu-mă la acest personaj de tristă amintire pentru noi, vreau să vă spun că numai două, el a avut multe profeții, a avut două, dintre care una am și spus-o, aceea că voia să ajungă la ea și n-a ajuns, și una care s-a îndeplinit. Le-a spus ostașilor săi, ca să-i îmbărbăteze, că el va fi ultimul care va ajunge pe teritoriul Germaniei după război. Și asta s-a îndeplinit, așa a fost, că a fost luat prizonier pe la unguri în vreo trei locații și după aceea ținut la Salonic până în 1919, pe la mijlocul anului. Vreau să închei pentru a nu vă plictisi. Să vă spun că trebuie să fim mândri că avem o țară liberă, independentă și suverană. Eu, ca militar, care am cât de cât capacitatea de analiză a fenomenului geostrategic, sunt optimist
și îmi doresc din toată inima și sper ca România să fie mereu prezentă pe verticala timpului și dăinuirii, cum am mai spus, liberă, independentă și suverană, dar de asemenea să fie cu capul sus între toate celelalte națiuni ale lumii, pentru că are de ce să fie. Are rădăcini istorice, are tradiții, are strămoși temi și am mai spus-o și asta repet aici la Onești, acum că noi n-am venit aici de nicăieri. Noi aici ne-am născut, aici ne-am format ca popor, aici ne-am dezvoltat și aici vom fi mereu, chiar dacă unora nu ne convine. Trăiască România! Vă mulțumesc! Mulțumim domnului general pentru această veritabilă lecție de istorie. Îi invit acum aici, pe platoul monumentului, pe preacucernicii părinți, pentru a oficia această slujbă de pomenire a eroilor neamului. Alo, de acolo? Ce? Ia-o de acolo, hai! Ziua României, vom oficia rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra României și asupra românilor. Slavă Sfinte și cele de o ființă și de viață păcătoare și nedespărțitei trăim, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Frate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vestierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălăsluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
cine îi vorbește de cel Can. Amin. Ca ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta noastră biserică, orașul nostru, țara noastră, cele și satele, și pentru cei ce cu credință vețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul bisericii ortodoxe române, pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucurinei, pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim al Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecădinciosul poporul ortodox de pretutindeni, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Orașul nostru, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei care călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți, pentru toți cei care pătimesc și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, această mulțumire și rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor săi, și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile primite de la dânsul, ci să-i fie bine primită ca tămâia cea bine mirositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca și acum să audă glasul rugăciunii nevrednicilor robilor săi și bună dorință a credincioșilor săi tot pe una să împlinească și să-i îndrepteze spre bine, ca și milosiv purrea să ne facă nouă, bine, Sfinte tale, sale biserici și a tot poporul tău, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbădească Sfânta sa biserică, țara noastră și pe noi, pe toți, de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia, și de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și pe binecredincioșii creștini totdeauna să întărească cu sănătate într-o lungime de zile în pace, și cu ocrotirea îngerilor săi totdeauna să ne îngrădească pe noi, credincioșii,
să-i rog Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Bine, Sfânta noastră catedrală, și pentru terminarea lucrărilor ei spre slava numelui Dumnezeu și spre cinstea eroilor din 1916-1918. Și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu bună cucernicie de Dumnezeu intră și stoagă între sa. Și pentru ca să fim izbătoi de torecazul, mânia, primejdea și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Curata, prea binecuvântată, Marita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să mă iubim și unii de alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău cânta voi Domnului binefăcătorului meu și voi cânta numele Domnului celui preavândat. Bucurați-vă, inima mea, de mântuirea ta. Înțelepciune! Din epistola cu Romanea Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, tot sufletul se supune înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt răduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduiele lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc vor lua o sândă asupra lor. Dregătorii nu sunt spaimă pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voi își deși sunt schie frică de stăpânire, fă bine și vei avea laudă de la ea. Căci dregătorul este sluga lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te că nu în zadar poartă sabia, pentru că este slujitorul lui Dumnezeu și răzbunătorul mâniei lui asupra celui ce săvârșește răul. De aceea este nevoie să vă supuneți, nu numai de frica pedepsei, dar și pentru cugetul vostru, că pentru aceasta plătiți și drăjdii, căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în slujba lor neîncetat. Dați deci tuturor celor ce sunteți datori, celui cu dajdea dajdie, celui cu vamă vamă, celui cu teamă teamă, celui cu cinstea cinstea. Pace ție, binecititorule! Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia!
din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În vremea aceea Iisus și-a ridicat ochii spre cer și s-a rugat astfel: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine și cei pe care mi-ai dat, ca să vadă gloria mea pe care mi-ai dat-o, pentru că Tu m-ai iubit înainte de crearea lumii. Tată, drept lumea nu Te-a cunoscut, dar eu Te-am cunoscut, iar aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi face cunoscut, pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine să fie în ei și eu în ei. Cu înțelepciune întregi să ascultăm de Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Matei. Slavă ție, Doamne, slavă ție, să luăm aminte. A făcut sfat farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt. Și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodianii, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci, spune-ne nouă, ce ți se pare ție? Trebuie să dăm dajde cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vipeșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățanecilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei: Eu adus un dinar. El le-a întrebat: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind ei acestea, s-au mirat și lăsându-l, s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Domnului. Să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Iisuse Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și al toată milostivirea, a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, noi, la Ta slavă căzim, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință, îți aducem acum mulțumire bunătății Tale, pentru toate binefacerile Tale pe care le-ai revărsat asupra poporului nostru român, asupra scumpei noastre țări, România. Primarea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și noi, ca pe Domnul Săpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, îți cântăm și Te lăudăm, Doamne! Și iarăși, căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi, și cu milostivire Tu i-ai învrednicit a ne se împlini cererile. Așa și de acum înainte învrednicește-i a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune, și adobândi ale Tale binefacere împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-i, Doamne, de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri să aibă Duhul înțelepciunii, să aibă iubire de oameni,
să aibă iubire de biserica ta cea scumpă și sfântă, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește, Doamne, în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstori sufletești ai poporului tău Duhul pădării de sine, pe care le-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Însuflă măstașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei cea către Dumnezeu, către aproapele și către țara noastră scumpă a României. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni, pe români, după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostași luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori. Pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, dreptatea și demnitatea noastră și a României. Auză-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și cu rugăciunile părinților noștri, când ei te chemau pe tine, ei aveau ajutorul și toată îndrăznirea spre durerele tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele tău. Și ne vrâncește, Doamne, pe toți, întotdeauna mulțumire noi să-ți aducem, cine prea bune să grăim și să scântăm ție, celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață păcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dădătorul nostru de bine vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, pe ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea puternice Părinte, binecuvintoasă. Cele ce-a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață rugătoarei cruci, Sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, a Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, împreună cu toți Sfinții Români, ocrotitori ai țării noastre, aceluia între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui pomenire anul acesta noi prăstuim, ale Sfântului Erard Nicolae, Arhiepiscopul Mirolichiei, patron și ocrotitor al orașului nostru, ale Preacurioasei Maicii noastre, mult milostiva și Sfânta Parascheva, a cărui sfânt veșmânt este așezat spre închinare în Sfânta noastră Catedrală, ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Proroc Naum și a celor ce împreună cu dânsul pomenire noi astăzi săvârșim și ale Sfinților Dreților Dumnezești, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților Săi. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un singur Duh și de oameni iubitori. Amin. În numele
Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Preacuceniciile voastre, preacucenici părinți, împreună slujitori Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Distinși conducători, reprezentanți locali și centrali, iubiți credincioși și credincioase, fii și fiice de români al lui Dumnezeu. Este zi de sărbătoare, zi de bucurie, în care astăzi sufletele noastre trebuie să presalte și să se bucure de la nor la sud, de la răsărit la apus. Să se bucure de la miază zi la miază noapte. Să se bucure românii de pe toate continentele care au plecat, s-au risipit pentru a vețui, pentru a trăi. De aceea, se pare că astăzi fiecare suflet, fiecare inimă de român ar trebui să recepționeze trei glasuri. Glasul pământului, în care se găsește sângele vărsat în decursul anilor și osemintele sfinte ale celor care au știut ce înseamnă pământul României. Și chiar aici avem sute și sute și mii de oseminte al căror glas noi trebuie să-l auzim. Și chiar aici, în curtea Bisericii Sfântul Nicolae, de asemenea avem oseminte. Și cum a spus stimate domnule general, avem peste tot glasul care răsună pe Valea Oituzului, a Mărășeștilor, a Trotușului, a Cașrului, a Taslăului, acestor minunate așezări, creații atât de frumoase, de care noi ne bucurăm, cu care ne-a încununat Dumnezeu țara aceasta. Al doilea glas este glasul tuturor românilor care au trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu de aici și de pretutindeni, care se află în sărăcie, în necaz, în durere, în boală, în singurătate, în lacrimi, flămânși și goi, mulți fără de adăpost. Acesta trebuie să fie glasul celor care să-l asculte inimile și sufletele noastre astăzi, când vrem să ne bucurăm, dar când vedem ce este în jurul nostru, putem oare să ne bucurăm așa cum se cuvine? Mai avem un glas care trebuie să-l auzim în inimile și sufletele noastre. Este glasul celor scumpi care odihnesc în veșnicia lui Dumnezeu și care pe limba iubirii lui Dumnezeu îl laudă împreună cu cetele cerești, pe Dumnezeu cel în trei persoane, alături de Maica Domnului și de toți sfinții, printre care mulți sunt sfinți români, mulți sunt martiri români, mulți sunt
prieteni și casnici al lui Dumnezeu. De 2000 de ani auzim o Evanghelie prea scumpă pe care, iată, biserica a venit-o să o auzim și la 1 decembrie, ziua noastră a României. Dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Dar oare poporul acesta dă lui Dumnezeu cele ce sunt ale Dumnezeu acum? Dă cezarului cele ce sunt ale cezarului acum? Întrebări la care trebuie să răspundă conștiința noastră. Dar, dragii mei, una peste alta, așa cum niciodată, bucuria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum niciodată bucuria nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care ne îndreptăm și peste 24 de zile vom auzi cumparea încerească, slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvăie, sau glasul îngerilor zicând păstorilor, bucurați-vă și iarăși vă zic bucurați-vă, pentru voi s-a născut un tânăr în peștera din Betleemul Iudeii. La aceste două mari evenimente ale bucuriei, pe care nu le poate copleși niciodată necazul românului, durerea și lacrimile, suspinul și tristarea, înstrăinarea și siguritatea, plânsul copiilor, a orfanilor, lipsa și copilăria copiilor, auza străzilor, a bolnavilor din asile, orfelinate. Nu poate să umbrească bucuria României. De aceea bucurați-vă, că este zi de bucurie și vă dorim tuturor la pace și liniște, sănătate, înțelepciune, să trecem peste ceea ce nu este demn, nu este frumos, nu este elegant, și să lăsăm, cum spuneați, domnule general, România să fie condusă de oameni scumpi și dragi, pregătiți intelectuali, așa cum a fost în 1918. Acea bucurie s-o simțim cu toții astăzi, că acolo a fost bucurie pentru care s-a muncit, acolo au lucrat creierii românești intelectuale, nu pregătiți mai știu cum, nu au vândut, nu au cumpărat conștiințe, nu au vândut, nu au cumpărat pe fii și fiice a României. Acolo Dumnezeu a arătat cine este, ce este România, cine sunt românii. De aceea bucurați-vă, bucurați-vă și iarăși vă zic bucurați-vă. Și nici ele ce putem spune decât prea fericitului părintele nostru Daniel, înalt preasfințitului, arhiepiscopului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitului arhiepiscopului nostru Ioachim, a Romanului și Bacăului, dă-le, Doamne, viață îndelungată, lungime de zile, sănătate, mântuire, spor într-o păstorirea bisericii noastre ortodoxe române. Apără și păzește pe deși într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Binecredinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai mari orașelor și satelor, iubitoarei de Hristos, armată
Dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire, întru toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruință, și-i păzește pe dânsii într-o mulță. Mulți ani trăiască! Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască la mulți ani! Binecădincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă și dumnezeiască slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate, cu pace și sănătate și într-o toate bunăsporire și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani! La mulți ani, fii și fiice a României! La mulți ani, România! Amin! Domnul tot ce dori, zile sănine și fericire, la mulți ani! Viața numai lumina, ca în lumina să dăinuiți, pentru credința și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți. Dumnezeu să ierte și să le fie țele la ușoare. Bucurați-vă! Iluminatul de Crăciun în Onești. Vă mulțumim! Și încă o dată, la mulți ani români, la mulți ani România!